Completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și noi măsuri bugetare, fac obiectul unei ordonanțe de urgență emise de executiv în timpul vacanței parlamentare. Actul normativ aflat în vigoare de aproape două luni se referă mai exact la prelungirea unor termene privind contractele de achiziție care au sursele financiare, parțial sau integral, asigurate din PNRR, ca urmare a prelungirii contractelor de finanțare aferente. La dezbaterile din plenul Senatului, opoziția a cerut explicații din partea puterii, chiar dacă lucrurile păreau să fie lămurite din comisia de specialitate, care a înaintat un raport favorabil documentului modificarea aceasta la legislația privind achizițiile publice nu este necesară întrucât situațiile externe imprevizibile pe care le invocă guvernul pentru a modifica termenul de executare a contractelor nu subzistă. Propriu zis, este vorba despre incompetența guvernului de a desfășura la timp uh, contracte finanțate din PNRR și doriți, practic, întârzierea executării acestor investiții sau achiziții de lucruri, bunuri, servicii. În mod nejustificat și modificați o legislație achiziții publice, care nu este și nu concordă cu directivele de la nivelul Uniunii Europene în privința cadrului legislativ pentru achiziții publice. Acest lucru se va întoarce. O să vedeți în legislatura viitoare ca fiind o încălcare flagrantă a achizițiilor și a cadrului legislativ și nu o recomand a fi votată. În principiu, doamna sănătoare are dreptate, numai că noi avem niște angajamente legate de PNRR, cu niște termene foarte stricte și cu situații care sunt efectiv obiective. Din păcate, Europa nu produce ceea ce trebuie să producă și trebuie să importe de peste mări și țări se întâmplă niște conflicte în momentul de față în lume și acest circuit este destul de perturbat în mod obiectiv, să spunem furnizorii nu reușesc. Și atunci e nevoie de o anumită, să spunem, privire care să ține cont de contextul în care se face, apotuna din alte părți decât din Europa plecând la nevoia noastră totuși stringentă de a cheltui resursele astea în termenul convenit cu Comisia Europeană. Ordonanța de urgență privind completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare care sunt necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cadrul PNRR a fost adoptată de Senat. Măsurile luate de guvern pentru o mai bună gestionare a fondurilor europene alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență au fost transmise deputaților care se constituie în cameră decizională.